Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să începem o nouă serie de Minecraft alături de Vlad Plus. Vlad Plus, cu care mai ne jucam de Minecraft. O să fie foarte mișto seria, în primul și în primul rând. Din câte puteți vedea, o să filmăm cu dual facecam, adică o să fie fața mea într-o parte, fața lui de gras într-o parte, gras prost. nu l-am înjurat pe asta, zine știți. Și și e un pic lag pe server. Mi-e arată că tu nici nu ești pe server. Da, mă rog. Cum o să facem? O să filmăm un episod la mine pe canal și următorul episod practic o să vină la Vlad pe canal. Și o să încercăm să postăm cam zilnic. Acum, da, cam zilnic o să și postăm. Gen, înțelegeți voi, un episod la mine, un episod la el. Deci aveți canalul lui Vlad în descriere ca să mergeți acolo să vă abonați pentru a vedea videoclipul următor. Bun, și acum avem nevoie și de voi, pentru că noi nu știm ce nume să punem la serie. Și vreau să punem un nume cât mai atractiv și cât mai drăguț pentru voi, dar încă nu știm ce nume, adică cum au Rafael Minecraft Cagolani, Rafael Cislader Minecraft Cagolani și chestii de-astea, noi încă nu știm ce nume, stai să dau știi, ești tu carnea asta. Noi încă nu știm ce nume vrem să punem la serie. Deci vă lăsăm pe voi să ne scrieți în comentarii niște nume foarte frumoase. Și pe parcurs o să creăm peretele abonaților și toate chestiile astea o să fie destul de interesant, credeți-mă. Deci da, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că este primul episod din serie. Să vedem așa mai multă susținere pentru a continua seria. Și următorul clip apare practic mâine la Vlad. Nu știu la orele la care le postăm, pur și simplu doar abonați-vă și vedeți voi. Deci da, dar o să fie o serie constantă de care o să ne ținem. Ești gata, Vlăduț? Pe deja sunt cu crafting table aici cu asta. Ok, bun. Bă, deja nu mai am lag, am avut puțin lag la început, nu știu de ce. Eu n-am avut deloc. Eu puțin, da, mă rog. Bun, hai să vedem. Am auzit un urs polar sau ceva? Cred că și la fel, dar nu știu, nu m-am întâlnit niciodată cu unul eu până acum. Eu cred că găsim de acolo pe aici. Bun, hai să ne apucăm să ne facem uneltele de piatră întâi și întâi, că sunt foarte importante, știi? Păi deja am început boss. Eu n-am uneltele de piatră făcute. Păi nicio, dar am început să le... Da, sigur e un urs polar, dar încă... Vezi că ăștia te atacă? Da, sunt puternici rău? Foarte puternici. A, râi? Auzi ăsta o răget ăsta de urs, așa? Da. Așa. Ce mode ai mic, da? Dar nu mai pot acum. Oh, am căzut, sper să nu dau de el. Da, mă simt ca și cursul din Messi. O să se facă noapte, bă. Trebuie să ne facem... Mamă, tot aud, bă, mâncați-și. Ia asta cu tine și vină cu mine. Ia, vină cu mine. Mamă, tot aud și mă sperie rău de tot. Uite, aici, fix la el am căzut, stai. Urs cu minte. Urs cu minte. Unde? Urs cu minte. Aici unde se... Urs cu minte. Urs cu minte. Urs cu... Nu cred că m-a văzut. Nu cred că m-a văzut. M-am speriat. Hai. Fix acolo, vreau să mergem noi. Trebuie să găsim un loc unde să, de unde să luăm piatră, un fel de peșteră. Fiindcă vine noaptea, știi, și ne trebuie o peșteră neapărat. Da, zici că în peșteră e mai lejeră decât noaptea. Nu știu, dar în peșteri măcar ne putem face niște torțe, putem vedea, știi, mai minăm, mai așa. Păi aia era peșteră. Da, dar era ursul în ea. Să stai tu cu ursul în peșteră. Stau, nicio problemă. Mă fac pe mortul din când în când. Te faci și tu urs? Da. Oricum și tu ești urs. Cum ar veni? Da. Bun, cred că găsim noi alta. Stai liniștit, uite deja apărut mobii, deci trebuie să avem grijă. Ține-te bine după mine. Păi mă țin. Ok, deci aici nu e peșteră, e doar o adâncitură. Găsim noi o peșteră în asta mai adâncă, știi? Și ne băgăm în ea și stăm acolo peste noapte. Oricum nu este întuneric la mine, că eu n-am shader sau ceva, știi? Păi nici eu n-am. Nici tu? Ok, perfect. Nu mai vedeam nimic acum. Da, nu mai vedeam nimic după. Hai să vedem. Bam. Cred că încoace, hai să mergem încoace să găsim. Văd că sunt pilari ăștia de gheață, nu știu cum se numesc. Sunt ceva de adăugat, 1, 2, 1, 1, 10, nu mai știu de când sunt adăugați. Ursul parcă din 1, 12, nu mai știu nici asta. Da, nu te mai văd acum, stai hai așa că... Uite, dreapta. Gata. A, dreapta, asta e că m-am întâlnit cu 5 scheletoni. Uite, de spate. Aici? Mă vezi? Stai un pic că mă bat cu o grămadă de scheletoni și de zombi și mă încurcă. Poți să vii să mă ajute, e vreo sabie? Sunt aici lângă tine, dar eu îl bag cu mâna că n-am sabie. Am înțeles. Nu știu dacă îl bag cu mâna. Te-am văzut. Dar zombiul dacă îl arunci și neapărat... Nu îl bat pe ăsta, mă omoară. L-am bătut. Hai că nu mai am deloc viață, vină. Cu zombiul n-am pe ce se întâmplă. Nimică. Ce crezi că poate să pățească? Hai, vină cu mine. Vezi că tragă noi, hai vine mai repede. Hai, să plecăm mai repede. Să ne grăbim un pic. Nu.
Tu știi ce m-am speriat de ursul ăla când l-am văzut? Hai mă, vino! Tu știi ce m-am speriat de ursul ăla când l-am văzut atunci, Am deci... văzut că ai țipat un pic. Am țipat un pic când l-am văzut pe urs. Ursache. Da, e un pic... Dar are zgomotul ăla ca în realitate, știi? Și zgomotul ăla personal mă sperie, știi? Nu, eu uite, sunt uite peștera, uite peștera, uite peștera. În mete nici la măcar cât nu am făceau ajutat zgomot. Nu, că l-am ratat. Vezi că e un creeper aici, ai grijă la el. Dacă te miști repede, nu explodează. Vino, vino. Ai văzut și tu peștera? Da. Ok, hai. Hai, nea. Vino aici și pune crafting table-ul să începem să ne stabilim și astea. Că o să vină ăștia după noi. Stai să fac târnă cop. Ia, hai că iau o piatră. De fapt, ia și tu piatră. Da. Vezi că vine ăștia să ne atacă. Să ne atacă? Să ne atacă. Mamă, dar niciun damage nu dă târnă copul ăsta. Ăla e mă, bravo. Bun. Hai să ne facem uneltele de piatră pentru a nu mai avea probleme cu ăștia. După aia luăm și niște cărbune ca să ne facem torțe, să putem rezista, să nu avem probleme de genul. Și o să fie tot ok, zic eu. Acum nu știu. Eu n-am nevoie de torțe. Nici eu nu cred că am nevoie. Da, dar e mai bine, nu știu. Oricum la... și la mine cred că se vede destul de ok pe filmare. Da, se vede bine și ei observă. Pentru că aici, din câte am înțeles, se pune ca și cum ar fi aurora boreală, știi? Și de-aia e așa luminat. În ăsta, în locul ăsta, nu știu cum se cheamă. În digheața asta, știi? La polul nord, nu știu cum ar veni. Da, păi cred că aici suntem în polul nord, că așa e și logic, știi? Da, ceva de genul. Bun, hai că eu mi-am făcut uneltele. Hai să iau și eu niște cărbune. Getting an upgrade. Tocmai mi-am luat achievement-ul. Și eu. Am făcut un upgrade. Uite, avem și niște fier aici, sper că nu-i doar unul. E mai mult de unul. E doi. E mai mult de doi. Facem direct târnăcop. Ai găsit deja fier o grămadă? 4, nu știu cât e, 5 fier. Dacă mai găsim unul, facem două târnăcoape. Fiți sau? Da, nu, decât unul. Nu mai nu pește cred că găsim mică. Aici. Da, e micuță, dar măcar e bună pentru știi cât ne-am protejat acum seara. Păi mai îmi fac și sabie, îmi fac și tot. Bun, eu deja îmi fac de ăsta, uite. Păi și eu mi-am făcut să... Caută tu deja fier, caută din alea. Începe și caută. Ce de alea? Fier mai mult. Păi nu mai avem unde să găsim. Păi sapă pe aici, mă, nu gen să căutăm în altă peșteră. Știi să sapi. Uite okay, așa, okay. Pac, pac, că găsești, știi? Nu e așa greu. Aula, am primit și o notificare acum, zici că... Bă, important e să le placă la oameni seria, eu sper să vă placă foarte mult. Am să zic despre serie și de și pe canalul de vlog. Uite încă o peșteră, mai dat de o peșteră, uite. Mare. Unde fier. Ești? Aici, din peștera noastră, am ieșit în peștera asta. Și mă bag cu ăsta, bate-l. Bun. Am mai găsit fier mult aici. Adună și cărbune, că din ăla ne mai trebuie pentru a prăji neapărat. Da, știu. Și deja nu aveam doar 4 acolo, nu știu. Ai grijă tu să nu mori. Să ajuți? Că n-avem spawn point. Bă, nu mori, nu mori. Cât mai ai? Cât mai ai? Stai, mai am destul. Am și carne. La greu. Ai ca am format? I-am omorât, ok. Ok. Ai grijă, important e să supraviețuim. Vezi încă unul. Da, știu. Mame, nu mai văd nimic pe aici. Eu da. Adică văd, dar văd foarte prost, îmi trebuie un torță. Ia stai. Cred că ni s-au stins cărbunii? A, nu, au terminat asta. Bun. Hai că fac un târnăcop. Îmi fac târnăcop de fier deja. Vă, că la mine deja vin zombie aici afară. Hai chiar. Bun, vin acum. Ia zi ceva, să văd cum te auzi, că m-am uitat să zic. Mod-o-chi? Da, te auzi super ok. O să vină și microfonul la Vlad, deocamdată are un microfon groaznic, dar a strâns banii din donații pe live-urile lui și o să-și cumpere un microfon nou, un Behringer C1. Da, C1U. O să fie un microfon din ăsta profesionist ca al meu și o să ne auzim amândoi perfect, o să vă ungem sufletele cu sunetele noastre. O să se audă super bine. No, deci chiar o să se audă super bine cu microfonul ăla. Practic nu o să mai avem nicio problemă, cum ar veni. Cum ar veni? Și da, sperăm că o să vă placă și de atunci. Bine, și acum e ok, adică ăsta
aplicația asta, cum îi vine, cum îi zice, Discord-ul, nu, Discord-ul îi face vocea destul de ok, adică se înțelege destul de bine. A, da, hai că pot să minez cu torța în mână, ca să văd. Oh. Să fi vorbit cu mine pe Skype, că da. Da, pe Skype nu o se înțelege nimica. Discord-ul îi face vocea ok, oricum Discord-ul îți face microfonul mai bun. Da, știu, dar nu știu cum au făcut ei să înțeleg asta. Nici eu, sunt genial oamenii, dar hai să ne mai gândim la asta, hai să ne bucurăm doar de setările făcute de ei și gata. Da, cel puțin până atunci o să se audă cam așa. Nu știu când vine asta, pe 17, 18? Pe 17 vin banii de pe Typestream. Acum nu știu când și-l ia. Pe cardul tău, vezi că dacă... Pe cardul meu, mă rog. Dacă îmi dai schem, am aici. Da, mă, schem îți dau. Mai ales că și zic de el, știi, eu îmi dau singur schem mai degrabă. Da, adevărat. Bum. Ok. Am găsit super mult fier, am 7 până acum. Am 40. La mine super mult înseamnă 7. Dar e foarte mare mina, e ok. Da, știu, dar nu mai știu cum să mă întorc de ochii. A, eu te văd deja. Te-am văzut prin pereți cu numele. Numele ți-l văd, știi? Știi că poți să-ți văd numele. Dar am cărbune, am 40 cărbune. Ăla e destul de important. Nu știu, mie mereu cărbunele mi s-a părut super important. Păi dacă n-ai cărbune... Degeaba ai tu fier dacă n-ai cărbune. Da, și decât să bagi lemn în furnal. Oulă, nu-mi place să fac asta, mi se pare o prostie. Păi cui îi place? Da, să bag lemn în furnal. Chiar mi se pare super nașpa chestia asta. Să sperăm că veniți cu niște nume cât mai bune pentru serie. Chiar vreau să-i găsim un nume super, super și mai chiar. Minecraft ca bandiții. Îmi lasă pe oameni să zic. Da, îi las pe ei, nu mă bag. Dar uneori unii oameni vin cu niște sugestii foarte proaste. Acum vedem. Poate să găsi câteva persoane care să dea sugestii bune din care să alegem și noi. O să facem episoadele cam de 15-20 de minute fiecare. Poate o să avem și episoade astea speciale, să zicem, nu știu, episodul 50, știi? Și atunci facem un episod de o oră special sau ceva, o schemă de asta, nu știu. Și de astea, dar deocamdată e ok, adică la început o să facem episoade de 15-20 de minute. Să și aveți n-a la ce să vă uitați. Nici nu le facem prea scurte. Tu ești lângă furnal acum? Nu, sunt pe aici, mă plimb. Am găsit niște lava, un creeper. Îl bat pe creeper sau mă bat el. Aia apare n-am bătut eu. Și am mai găsit niște de ăsta și încă un creeper. Bun. Opa, așa, mai au niște din ăsta, niște fier. Dacă vrei să dau TP, știi după, dar nu sunt încă. Nu. Nu sunt încă caut furnalul și eu. Da, și tu cauți, am înțeles. Da, nu, că și eu m-am pierdut. Dar nu, că îl găsesc, eu sunt mai aproape ca tine, știi? M-am dus, nici n-am mai fost atent. Adică am mai găsit un alt loc. Cred că acolo? Îmi pare că acolo e, da, cred că l-am găsit. Ok. A, și tu ești aproape, că-ți văd numele. Serios? Da. Da, l-am găsit, bun. Băgăm ăsta și fierul, bam, am 8 fier acum. Îți dau TP? A, aproape ai ajuns, oricum. Da, așa. Dar ești gen fix de sub furnalului, doar că mai te să urci. Da. Da, exact. A, da, uite-ți numele. A, mi-l vezi? Super. Da. Ți-am zis că ești super aproape și tu. Bun, vă place schimbul meu de pinguin? Mi-mi place, e un skin simpatic, așa, nu știu. Și oricum e de să-l schimb, deci probabil o să rămânem cu skinul ăsta de pinguin. Da, nu e simpatic. Simpaticuț. Hai că mai adun niște cărbune să avem acolo. Bine, eu am pregătit, am toate alea pregătite acolo și puse. Hop, jap, respect. Hop! Ai ajuns? Nu, mai farmez. Ok, vreau să dau TP. Mai farmează acolo. Păi să-mi dai mie cărbunul ăsta să-l bag în furnal, că durează mult până se face. Da, deci că nu știu să-l bag în furnal. Da, durează mult până se face și până vii tu. Mie oricum mai e vreo 11 de la mine deja, știi, care se face, dar... N-a, înțelegi tu. Bă, dar greu mor scheleții ăștia, frate. Deci îi urăsc. Scheleții sunt prea puternici, nu înțeleg de ce au făcut atât de puternici. Mi se pare invincibile aproape. Da, tu ai văzut cum se ferește Ganicus de... Săgeți? Cum? Păi, de cap, de toate. Serios? Nu merește, da. Nu știu asta. Și nu pot să mă feresc nici de scheletul pe Easy.
Lol. Da, acum asta e chestia, că l-au făcut să te poți feri de el. De fapt, înainte mai ratau ei, dar nu prea puteai să te feri dacă vreau să te nimerească. Era foarte ciudat Minecraft înainte. Acum l-au făcut mai realistic. Hai să mai spar niște de-astea pe aici, ca să putem urca mai ușor. Perfecto mundo. Bun. Am 20 fier. Wow! Hai să-mi fac restul uneltelor. Ce ai făcut? Bubuit un creeper? Noroc că n-avem casă, nu mă mai speri. Când las că bine, casă... mă taie mai repede. Ah, da. Bun, dau și itemele de care n-am nevoie acolo. Mi-am aruncat toate chestiile. Mi-am picat un cartof mie. De unde? De la un zombie, știi că zombie poate să dropeze zombie și săbi. Da, știu, am auzit. Mi-a dropat o dată sabia de fier unul. Dar poate să dropeze și diamond? Nu, diamond nu. Mamă, cum era. Dar cu șanse gen super mici. Da, era ceva. Să fii și la început să te spawneze. Eu odată când eram gen super la început, gen eram super, nu știam nimic ca să joc. Aveam și o lume de survival, știi, și tot ce vreau să fac era să-mi fac o casă cât mai mare pe lumea de survival. Și mi-era greu, tot timpul zombie veneau, mă speriam de ei atunci când eram mic. Și la un moment dat am bătut un zombie, bă, și mi-a dat o sabie de fier, bă, și eram de fericit, pentru că nu știam în momentul ăla să caut fier sau astea. Efectiv, eu doar construiam case pe survival. Și păi da, nici nu știam nimic, știi? Și când am văzut sabia aia de fier, am zis că gata, am dat lovitura. O vând cu 3-7 ca camă, gândeam deja, mie că jucam și metin la vremea aia, știi? Mă gândeam că scot bani pe ea, că nu știu ce. Vezi că eram... Lol. Era destul de bine sabia mea de fier. Ești lângă Farnons? Nu. De ce vrei să-ți dau TP? Nu, vreau să ajung la el. Tu mai ai puțin și o să ajungi la Farnons. E boss, sunt lângă tine. Ah, ok, hai cu mine să-ți arăt unde e. Uite aici. Pe aici am. Apa, pulup, what the fuck. Mamă, parkour master. Eu? Tu, da. Da, foarte, pe viață. Foarte bun la parkour. Bagă în ele. Am pus eu cărbune, stai liniștit, lasă cărbunele, doar pune fierul. Eu aproape am făcut arbură, full boss. Păi ce vreau să fac tot gen. Uite, mai e o mini mină. Ah, mai e o mină mare și aici lângă. Păi nu, oricum asta e monstru, e gigantică. Da, știu. Am mai găsit niște fier. Destul de mult. E destul de bun biomul ăsta în care suntem noi, chiar dacă e așa frig și când te gândești că afară în realitate e cald. E așa ciudat. Dar oarecum merge, adică e bun. Doi creeper unul lângă altul. Ma. S-au explodat unul pe altul, încă doi unul lângă altul. Ce-i mă cu voi deschid atâția? Dar numai, înainte creeperii când explodau, spărgeau tot. Înainte, acum nu mai sparg așa. Da. Nu știu, gen... Poate era aproape. Sparg un bloc doar sau ceva, nu știu, e ciudat rău. Cred că era aproape, mă. Înainte, da, erau. Păi înainte, dacă era un creeper în casa ta, erai rupt, mort. Nu mai aveai nicio șansă, știi? Acum e altceva, e mult mai ușor. Hai să mai luăm și niște lemn. Că o să rămânem fără în ritmul ăsta. Bun, ia să bag și un resource pack. Să bag un pic ăsta. Da, chiar și eu, bine că ești. Bag Triton. Faithful. Nu bag Triton, bag Faithful. Faithful îți face Minecraft-ul mai așa, mai sharpness, nu știu, mai sharpen. Îl face interesant oricum, e interesantă ideea. Bun, păi ne-am descurcat destul de bine cu astea. Eu zic că azi mai pun și eu niște fier, mai am și eu niște fier, am pus. De ce mai la fier, ești nesimțit? Scuze, frate, ți-l dau înapoi. Lasă-o. Iar mă culc cum am. Trebuie și mie 5 știi, pentru cască. Am făcut destul de mare progres ca de primul episod, deja ne-am făcut armor full fier. Vezi că nu suntem jucători chiar așa slab de Minecraft. Și eu joc de 3 zile. Da. Buzele tale sunt pe Skype un pic înapoi la... Cred că dacă vrem să facem ca lumea trebuie să vorbim cu Skype-ul. Da, bine, asta după ce ții microfonul, că acum chiar nu ne permitem. Că nu se concordează cu Discord-ul. Nu, na, nu se concordează. Ne vorbim pe Discord și facem FaceTime-ul pe Skype. E... Da. Bă, nu contează asta mult, jocul contează mult. Da, mai important e jocul, ai dreptate. Dar când o să-ți ieși tu microfonul, o să vorbim ca lumea.
știi? Mhm, să fie... Mă, căcere groasă. Uitați-vă cum arată microfonul lui de acolo. Nu, că se vede, nu te să-l miști, te-ai niștit. Se vede, se vede, lasă-l. Uitați-vă cum arată microfonul ăla. Cât costă? 12 lei sau 13? 12. 12 lei a dat pe el. Bine, e la început, el are 2000 de abonați, pui mei, adică... Oricum crește foarte repede. Da, da, da. Sau cât de prezinte, da. Da. Și am două canale eu. Da, rezultat. Vreau să-l fac și pe ăsta la 100 ca vara asta, de-aia vreau să ne ținem de ăsta, de serie. Și tu să faci 10k. Șoi. Păi din altă lume să fac 10k. Plus că și am chef așa, știi, de Minecraft. De Minecraft. Puiu. Bun. Păi cam atât cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că ne ajută foarte mult. Vedem cât mai multă susținere. Pentru că la un moment dat v-am zis o să facem chestia aia care vă place foarte mult cu peretele abonaților. Și nu uitați să ne dați și un nume bun de serie. E foarte important. Trebuie un nume bun de serie, neapărat. E obligatoriu. Ok. Eu am fost Alex, frate, doar atât de Vlad. Nu uitați să vă abonați la el pentru a vedea următorul episod care o să fie postat mâine la el pe canal. Deci, da, noi ne vom revedea la viitoare. Pa, pa. Come on.